Astfel a fost că se poate început. Stimați prieteni, bună ziua! Sunt bucuros să vă dau aici indicația la colegi. Sunt bucuros să vă salut la un nou eveniment Președintele Răspunde. Am decis să, în această zi de vineri să facem acest episod live, să răspundem la întrebările dumneavoastră, la întrebările jurnaliștilor. A fost o săptămână destul de plină de evenimente. Cunoașteți că au fost ședința Consiliului despre securitate, au fost și mai multe evenimente la nivel de Parlament, unele mișcări la nivel de Parlament. De aceea, eu am luat decizia întâi să răspundem la întrebările care vin de la jurnaliști și, pe urmă, o să răspund la întrebările care vin live de la dumneavoastră. Vreau să încep această emisiune, acest live cu o felicitare, felicitare importantă. Astăzi este ziua de 15 mai, este ziua mondială a familiei. Vreau să vă felicit pe toți cu această sărbătoare frumoasă, să vă urez sănătate familiilor celor apropiați. La noi, la moldoveni, cel mai important pentru noi ca națiune, ca țară, este familia. Sunt cei apropiați. De aceea vă rog să aveți grijă de familie dumneavoastră. Familia tot timpul a fost baza statului nostru. A fost ceea ce ne face mai puternici. Cunoașteți că anul trecut, în 2019, am anunțat anul 2019, anul familiei. Apropo, anul trecut am organizat mai multe evenimente. 2018 a fost anul Ștefan cel Mare și chiar discutam acum înainte de a începe această emisiune cu colegii că ar fi bine și anul 2020 să-l dedicăm cuiva. Și chiar vreau să vă lansez ideea. Ce ar fi dacă vom anunța anul 2020, anul lucrătorului medical? Eu cred că în contextul la pandemie și în contextul cum ei fac față, gestionează această pandemie, ar fi un lucru frumos. Dacă sunteți de acord cu această abordare, scrieți-mi și poate chiar săptămâna viitoare semnez un decret și anunț anul 2020, anul lucrătorului medical. Deci astăzi vă felicit cu ziua familiei. Să nu uitați să veniți acasă cu un buchet de flori soțiilor. Sunați-vă părinții astăzi. Felicitații și să fiți fericiți în sânul familiei. Acum, întrebările care au venit de la jurnaliști, nu sunt atât de multe, sunt 7 sau 8 surse media și după care începem cu întrebările care vin live la această etapă. Unimedia, întrebare. Vor mai pleca deputați din coaliția PSRM-PD? Dumitru Deacov spune că de toate aceste mișcări se ocupă Ieralov. Năstase ar vrea să fie noul premier, candul nu e încântat, ce urmează domnul președinte. Eu cred că este una din întrebările care sunt cele mai actuale la această etapă. După cum cunoașteți deja din media, ieri am avut o ședință cu o întrevedere cu fracțiunea Partidului Democrat, practic au fost toți deputații, 16 sau 17, împreună cu doamna președintea Parlamentului și domnul prim-ministru. Am discutat despre cum asigurăm guvernarea, majoritatea parlamentară mai departe. După cum am menționat, la această etapă sunt 54, plus este un deputat independent care susține marea majoritate a proiectelor înaintate de guvern, adică sunt 55 deputați în Parlament care susțin acest guvern și putem vorbi de o majoritate parlamentară solidă. Eu vă amintesc că în anul 2009, când a plecat comuniștii în opoziție, majoritatea parlamentară aveau 53, comuniștii 48. Și au mers o perioadă destul de lungă. De aceea, cu 54-55 de deputați, este o majoritate parlamentară solidă. Vor pleca sau nu deputați? Eu am informații că mai mulți deputați, atât de la socialiști cât și de la Partidul Democrat, sunt abordați de către colegii lor din Parlament, din Partidul Șor și grupul ăsta care a fugit de la Democrați, Alucandu. Sunt abordați pentru a avea discuții, pentru a avea, nu știu ce, acolo, înțelegeri și așa mai departe. Eu vreau să-i preîntâmpin pe cei care încearcă să facă acest trafic de influență pentru a atrage deputații din aceste fracțiuni. Atunci când vă veți pomeni cu procurorul alături, să nu vă mirați. Eu nu o să mai repet acest lucru, îl spun odată. Și faptul că mergeți acum masiv prin localități, prin sate, prin raioane, pentru a da și propuneți $10.000 la un primar de la PD să treacă la voi și 1.000 sau 2.000 de lei la consilieri sătești și 20-30.000 la consilieri raionali, noi știm lucrul ăsta.
Și veți fi taxați dur pentru această abordare. Adică nu vă duci capul să mergeți în alegeri, să faceți campanii corecte, dar vă duci capul pe banii din miliard furați. Eu vreau aici un mesaj important pentru procuratură și pentru toți, că banii ăștia nu s-au luat din pot. Să propui câteva sute de mii la deputați. Pe banii furați din miliard, voi încercați acum să faceți politică în Republica Moldova. De ce vor pleca sau nu? Eu sunt ferm convins de colegii din fracțiunea socialiștilor, suntem 37, îmi amintesc, am văzut că unii fac declarații, că iaca, o screpe, nu știu unde. Eu mi-amintesc de anul 2014, când noi am venit în Parlament, cea mai mare fracțiune, 25 deputați. Și cum îmi spuneau atunci, în fiecare zi, foștii colegi de Parlament, fostul prim-ministru Filat și alții, că așteptați o leacă încă 2-3 săptămâni și se duc la voi 10 deputați. Pe noi din 2014, ne tot îngroapă politic. Și pe socialiști, și pe Dodon. Și de bine de rău e că suntem acum în 2020 și mari probleme noi. Am trecut toate provocările. Deci eu cred că socialiștii vor trece peste aceste provocări și voi ieși învingători. Sper foarte mult că și colegii de la PD, dar aceasta este treaba lor, partidului, să se mențină intact pentru a continua majoritatea parlamentară și susținerea guvernului Chicu. Eu am menționat săptămâna aceasta într-un interviu la Europa Liberă că sunt trei scenarii. Primul, ne menținem majoritatea parlamentară. A doilea, pleacă, dar trebuie să plece 6 deputați în cazul ăsta și te creează altă majoritate parlamentară, Maia Sandu, Andrei Năstase, Șor, Candu și niște transfugi, care teoretic pot să dea jos guvernul, dar și mai teoretic, practic imposibil, trebuie să numească alt guvern. Și al treilea scenariu, alegeri parlamentare anticipate. Și am menționat, și vin încă o dată cu mesajul către cei care împreună cu noi, anul trecut, au votat hotărâri ale Parlamentului de stat capturat, de faptul că trebuie să-i pune la punct pe mulți. Eu vreau să văd cum voi o să faceți coaliții cu Șor și cu Candu. Dar dacă mai pleacă 4, 5, 6 deputați, atunci mai bine toți împreună să mergem la alegeri parlamentare anticipate. Și să scăpăm Parlamentul de tot transfugii ăștia. Și ar fi bine înainte de următoarele alegeri parlamentare anticipate să votăm o lege prin care să interzicem trecerea unui deputat dintr-o fracțiune altă. Eu știu că trebuie la nivel de Constituție. Haideți să ne gândim niște penalități. Haideți să măcar ceva impedimente să punem. Eu am văzut care este experiența statului Israel când am fost la ei. Ei sunt experiență. Eu știu poziția Comisiei de la Veneția, că trebuie numai decât să dăm dreptul deputatului să ia decizii, ce face dreptul liber ales a poporului. Dar eu cred că noi putem să impunem niște restricții legale. De exemplu, un an, doi ani, patru ani de zile n-are dreptul să creeze altă fracțiune. Lasă să îmbleșe brambura pe coridoarele Parlamentului. Să nu aibă dreptul la crearea fracțiunilor, birourilor. Să restituie cheltuielile care au fost în campanie electorală per deputat la partidul care l-a promovat. Și alte lucruri, ele pot fi puse. Haideți împreună, colegii de pe dreapta care au făcut coaliții, haideți să ne gândim împreună la un set de modificări legislative care i-ar pune la punct pe astfel de deștepți care vor să facă mare politică. Dar eu vreau să vă explic, stimați colegi din Parlament, stimați foști parteneri de coaliție, care este sensul și care este scopul. Scopul este a grupării lui Plahotniuc, Șor, Candu, ăștia sunt oamenii lui, toți știu, nu deschid parantezele, scopul e să aibă o fracțiune de 25 minimum deputați în Parlament, astfel încât coaliția PSRM-PD să nu aibă majoritate, cei de dreapta să nu aibă majoritate, și apoi să înceapă să negocieze. Când cu voi, când cu noi. Hai să votăm o lege, hai vă dăm guvern minoritar, noi nu vrem în guvern, dar vă votăm, dar legile le votăm așa, dar dacă condiția, e că care e scopul? Pentru asta lor le trebuie încă 5-6 deputați. Și pe urmă o să încerce să joace între noi. Exact așa a făcut Plahotniuc în anul 2010, când a jucat între Voronin și Filat. Știți că și-a terminat Voronin și Filat? Să vă aduc aminte. Unde sunt partidele lor? Unde sunt ei? Păi că dacă noi o să permitem, doamna Maia Sandu, domnul Andrei Năstase,
касынежуачи, динов, плохотнюк, куащелеш методи. И экзакт унула уночалаш лукру. Экзакт фурту депутатсалар, кумпарар депутатсалар. И экзакт импликария курции конституционали, куащелеш методи, каревфос дой трияни ур. Экзакт ачалаш. Пайдак оно, если пермитим лукру эсна, а то ничего сам, как стивари дуэнэ, сшидем шас не уйтем унлалту, кум пробабил сует филатши, бороним унлалтши зэгдэй, молдованлый, минте седи пи урма. Дэчэ, дака ведем, как континуу ачэс прочэс, сэшэдзэн ламаса, дизолвэм парламенту, апробэм лечь, как фэры трансфуджи, ну фачим коалиции. Жос. Шэн дучим, вам не снэдзэк, че интересы, мы им парламент чининушку, хэть манать. Аша вафи синче, аша вафи корект. Pentru că dacă o să permitem lucrul ăsta ce se întâmplă acum, pe parcursul întregului mandat de următorii 3 ani, atunci Parlamentul o să se transforme în ceea ce a fost 2 ani în urmă. Când o treime peste 30 ceva de deputați din Parlament, de la comuniști, de la Peledemie, din altele, o ieșit. Și vă aduc aminte cum Plahotniuc l-a distrus pe Voronin, l-a distrus pe Gimpu și l-a distrus pe Filat. Deci, dacă nu o să ne ajungă minte să înțelegem lucrul ăsta, frumos, ne pare rău. Asta e referitor la prima întrebare, ce urmează și Năstasă vrea să fie nou prim-ministru. Andrei, vrei să fii premier cu voturile lui Candu Șor? Nu sunt sigur. Eu înțeleg orgoliu, dar vedeți-vă bine. Următoarea întrebare, primul Moldova. Cine se va ocupa de renegocierea creditului cu Federația Rusă? Pot fi excluse articole care au dus la suspendarea acordului de către Curtea Constituțională? Foarte bună întrebare. Renegocierea, evident că aceasta ține de competența guvernului. Guvernul, prin hotărâri de guvern, inițiază procedura. Că Ministerul Cutare, în condițiile legii Cutare, începe procedurile de renegociere acestui credit. Se pregătește un nou acord, proiect de acord de credit. Evident că trebuie să luăm în calcul și experiența care am avut-o dezbaterile în ultimele săptămâni și propunem partenerilor, colegilor din Federația Rusă să accepte această abordare. Dacă acceptă, se semnează. Dacă nu acceptă, mai negociem și vedem la ce ajungem. Eu sper că acest lucru se va întâmpla foarte rapid, deoarece avem nevoie de aceste mijloace bănești pentru bugetul de stat, pentru drumuri. Eu am fost săptămâna asta în Răunul Cimișlie. O parte din banii din creditul rusesc trebuia să meargă la finanțarea unui sector de drum care nu s-a făcut ultimii 30 de ani, Cimișlie-Leova. Am vorbit cu președintele Răunului Cimișlie, cu primarul Răunului Cimișlie, care a fost ținut de blocul acum. Ei toți sunt indignați. O parte din bani, încă o dată vă spun, care voi l-ați anulat, împreună cu Curtea Constituțională. Trebuie să meargă pentru porțiunea Cimișlie-Leova. Acolo sunt vreo 20 ceva de kilometri de petriș. Trebuie să pun asfalt. Până la Leova. Și acum e anulat. Ultimii 25 de ani nimeni nu construie drumul ăsta. Dar voi acum, prin ambițiile voastre geopolitice, prostește. Ați anulat acest acord. Și porțiuni de zi de drum sunt foarte multe, care prima dată trebuie să fie construite, cu finanțare, cu tot absolut. Bine că noi să renegociem acum cu rușii. Sper foarte mult să reușim o săptămână, două, o lună. Dar, Doamne, să reușim într-o lună. Dar dacă îl votăm peste o lună, faci concursul, anul ăsta de an nu mai faci drum. Concursul îl finalizează în septembrie-octombrie și cinci echi să lucrezi. Duci tot la anul. Pe că ce ați făcut voi din ambiții politice. Și oamenii aceștia din Cimișlie sunt electorat de vostru mai mult de dreapt. Ei știu lucrul ăsta. Și așa cunosc în fiecare raion. Și în fiecare sat. Și noi o să le spunem. Noi o să le spunem. Uite, porțiunea asta de drum trebuie să fie construită. Nu putem să o construim. Pentru că deputatul cu tare, a anulat. Avem ce spune oamenilor. Eu în fiecare săptămână merg în două, cel puțin două, maxim patru raioane, cât reușesc săptămânal. Și o să vorbim cu oamenii și o să le explicăm lucrul ăsta. Sputnik Moldova. Proiect об изменении кодекса о выборах предусматривает отказ от бюллетеней на русском языке за исключением референдумов. Аргументация авторов инициативы простая. Такая мера позволит сократить расходы. Как вы считаете, насколько оправдано и целесообразно вводить подобные изменения в современной Молдове? Я категорически против. И даже если теоретически сформируется парламентское какое-то большинство под этот закон, я его не подпишу. Чтобы было понятно моя позиция.
У нас в Молдове русский язык – язык межнационального общения. И так было все эти годы. Поэтому бюллетени были на молдавском и на русском. Так же, как должен быть документооборот. Большинство законов в парламенте Республики Молдова, они на молдавском и на русском. Все, что я выставляю везде информацию, у меня на молдавском и на русском. Поэтому те, которые запустили вот такие процедуры, мы их не поддержим. Трей. Агора. Ацпромиссинг, а не компания электоральный дом, мешай, спрезвечек, везде студия, с кем и легали. Кэвэ, ведь я сигурак, мы везде каря фуртлю миллиарду, и важен дела в финалитате. Ацавут мерила диспозиции платформа консилию спрендить секуритате. Дарабя пи финал деманда, 20 активизация, учил бы цена стоит импрессия, пекаре укряц. Удатку пропьере компании электорали, венитску декларации тар. Дегземплу, башединца один, пайс причимай. Чего у прицов, а че с панаком? Стимац колеги, стимац репрезентант с масс-медиа Дела Гораш, ну, дар. Я думаю, что дневастра штис распонсул ачаст интребаре. Пын ин юни ану трекут, консилиус спрени секуритате а фос бойкотат ди кетре партиду демократа лу плахотнюк. Тоате шединцели, практик тоате шединцели консилиус спрени секуритате, пи кар леон организат, дуар ку ексепция ла уна до, но авут кворум. Ши тоате субъектели де интерес мажор а фос блокате. Консилиу Суприни Секуритати а început să activeze eficient începând cu luna iunie anul trecut. Și cunoașteți că începând cu luna iunie anul trecut au fost luate unele decizii, practic în fiecare lună ne-am convocat, importante, pe subiectele de interes național. La fel cum a fost și ședința din această săptămână a Consiliului Suprem de Securitate. În această săptămână, într-adevăr, am discutat lucruri foarte importante, pentru că și procuratura activează mai eficient decât până în noiembrie anul trecut. Eu am menționat că până în noiembrie s-a mimat tot ce ține de investigarea miliardului. S-a mimat, a fost bule de săpun. Numai pentru ca să ducă lumea în eroare că făceau vânt. Că ei ceva lucrează, dar în realitate nimic. Din luna noiembrie, nou procuror general, domnul Stoianoglu, a început să meargă sistemic. Și după cum am spus, sunt unele deja progrese în ceea ce ține de furtul miliardului. La fel ca și situația cu aeroportul. A patra întrebare. Accent TV. К сожалению, так сложилось, что для ситуации в Молдове очень важно, на чьей стороне играет Конституционный суд. Когда, по вашему мнению, Конституционный суд начнет играть на стороне народа и каковы риски участия в президентских выборах в таком составе, с таким составом суда? Согласен с вами, что к сожалению, есть все сигналы, предпосылки, что снова Конституционный суд может быть использован как политический инструмент. Я общался с очень многими экспертами, общался с бывшими руководителями, либо членами Конституционного суда, который высказывает одно и то же мнение, что, к сожалению, появляются первые сигналы, что Конституционный суд начинает ту же деятельность, которая была до июня прошлого года при Плохотнюке. Еще раз, я не хочу никого обвинять. Кому-то нравится решение Конституционного суда, кому-то не нравится. Конечно, нам не нравится то, что было принято решение по российскому кредиту. Но мы взяли их аргументы, и мы сейчас начнем дополнительно переговоры для того, чтобы перезаключить это кредитное соглашение. Но если Конституционный суд и дальше пойдет по этому пути, то, конечно, я понимаю независимость и так далее, понимаю позицию наших внешних партнеров, но я думаю, что недовольство народа будет очень большое. А если тем более они попытаются как-то вмешаться в демократические процессы, я имею в виду по выборам, соглашаться или не соглашаться с выбором народа, то мне кажется, тогда просто этот Конституционный суд, народ, недовольство народа просто их снесут. В какой форме, юридической или физической, я не знаю, но я очень надеюсь, что мы до этого не дойдем. Но мне все больше и больше задают эти вопросы люди в районах, которые спрашивают, господин президент, мы вас избрали. Есть парламентское большинство, худо-бедно, которое работает, есть правительство, которое работает. А здесь появляется 2 или 3 человека, 4 человека, 4 на 2 или сколько они там голосуют, 5 на 1. 6 членов Конституционного суда, который полностью переворачивает все в этой стране. И тогда появляется вопрос, который я задал 3 или 4 года назад при Плохотнюке. Зачем нужен парламент,
и парламентское большинство, если у тебя есть в кармане несколько судей Конституционного суда, которые в каждый момент по просьбе, по требованию депутата Сырбу, либо там Чеботару, которые, кстати, писали на ногах решение Конституционного суда по узурпации власти в июне прошлого года, мы это не забыли, коллеги. И дело об узурпации еще не закрыто. Мы знаем, что это было. И мы доведем все это в нужный момент до конца. И тогда парламент демократически избранный, 51 депутат голосует за закон. И появляется один, который пишет решение, дает Конституционный суд, и Конституционный суд тремя-четырьмя голосами штампует и аннулирует все законы и выбор народа. Это как называется? Это называется узурпация власти, которая является самым большим преступлением согласно Конституции Республики Молдова. Так вот, если получится так, что вот эта практика будет продолжаться, конечно, я думаю, что народ, мое мнение, что народ просто этого не потерпит. В какой форме? Ну, посмотрим. Я отношусь с уважением к институтам, независимым институтам, демократическим институтам в Республике Молдова. Вы знаете, даже при Плахотнюке я всегда говорил, что есть институт правительства, есть институт парламента, президентуры, и неважно, кто во главе на данном этапе, нужно относиться с уважением к этому институту. То же самое есть институт независимый, Конституционный суд. И неважно, кто там во главе, мы должны относиться с уважением к Конституционному суду. Но и Конституционный суд должен относиться с уважением к другим институтам демократическим в Молдове. Тем более институтам, которые были избраны народом. Их народ не избирал. Туда попали люди, двое из парламента, двое из правительства и двое из Высшего совета магистратуры. То есть не было прямого выбора народа со членов Конституционного суда. А депутатов, которые проголосовали за эти законы, выбирали напрямую. Президента тоже выбирали напрямую. И когда начинаются такие игры, они очень-очень опасны. Поэтому даже тем, которые думают играть в эти игры, я посоветую, чтобы они отказались от такой практики. Я никогда не пытался использовать Конституционный суд в своих политических целях. Вот смотрите, за последний год, когда мы избавились от прошлого состава Конституционного суда, был хоть один раз, когда я обращался в Конституционный суд, там остановить кого-то, интерпретировать и так далее. Ни разу не было. А мои политические оппоненты сейчас это начинают. И во что это превращается. Курматарин Требарь, журнал ТВ, про ТВ, Адивер.ру. Стоцем приуны, Кармина, да? Домне пришлите дечину респекта с диспозиции комиссии по ситуации эксепциональ. Кари. Става касса сова. Пресса релатат мой мультиказур, чели мои реченти фин визита пикаляция эффектуата лау фамилии Денсату Йордановка. Унди нуац портат маска ди протекции, ши нуац респекта дистанция сучала. Яр на честу кенда смешла бисерик. Кашкафи каривом криштин. Мерисла бисерик. Ши чейдла журнал ТВ против Диверуру, то два рекоманда. Свожуйте. Шедим позис, ведика ну аспуртат маска, шед стат фуарте пара педи приоц. Лафел от свек тот мамут вести до мечель ветеранилор. Так, ну кредит скайпунец эмпирикол пчи один жур, шмелес бетрынь. Че фил де экземплу ферис че тацинилор на лупта ку пандемия. Ну вести фрика де пеналитец, сауко у савэм бол навить. А свости стат лаковид, мамут интребэрия вец свовича. Ну хай салом перенд. Эмпримурнд. Република Молдова ла часты этапы. Nu este o normă prin care impune purtarea măștilor de protecție. Eu special înainte de a începe misiunea, am sunat-o pe doamna Dumbrăleanu și am întrebat încă o dată. Încă o dată vă menționez. Nu este normă care impune că peste tot trebuie să mergem cu mască de protecție. Da, este recomandabil, mai bine, ne protejăm, dar nu este obligatoriu. Dacă astăzi va fi luat altă decizie, atunci de săptămâna viitoare poate va fi obligatoriu. Asta e unul. Doi. Eu port obligatoriu mască de protecție atunci când merg în instituțiile medicale. În spital. Poftim? Nu înțeleg. Când mergeți în spații închise. Da. Și când merg în unele, nu, spații închise, în apartamentul de spații închise. Lăsați. Atunci când merg în spitale, că băieții de ce încearcă să ne
spună ce să răspund. Nu trebuie, eu știu. Atunci când merg în spitale, eu obligatoriu pun mască. Și o să vedeți în spitale care merg săptămâna aceasta. Am mers în vreo 3 sau 4 spitale. Am fost în Basarabiască, am fost în Cimișlie, am fost în Institutul Mamei și Copilului, apropo la Chișinău. În episodul precedent m-ați rugat să merg în Institutul Mamei și Copilului. Am fost. Sunt și unele probleme care vor fi rezolvate. Dar, încă o dată, eu merg cu mască de protecție atunci când mă duc în spitale. În alte locuri publice, atât timp cât nu este obligatoriu, eu iau decizia. Îmi pun mască sau nu? În ce simt distanța socială? Dar dumneavoastră ați fost cu metru lângă mine și ați măsurat? Că e un metru sau că e doi sau că e trei? Evident că noi încercăm și facem tot posibil să respectăm și o să respectăm. În ce simt de exemple? Haideți să dăm toți exemple bune. Faptul că am mers în vizită la un veteran e 96-97 de ani. O să vă imaginați ce bucurie au persoanele cele când președintele țării intră la dânsul în apartament sau vine la dânsul acasă. Eu mă duc în sate, că am fost în răunul Băsărăbească, în orașul Băsărăbească, la un veteran care are 97-98 de ani. Dar nimeni în vieții vecilor în Mahala aceea nu a fost președinte pe acolo, picior de președinte. Președintele țării a mers, a intrat, i-a dat un buchet de flori și a dat o distincție. E frumos? Eu consider că este un exemplu frumos. Sau merg la o familie cu mulți copii. E satul Iordanul, că ați spus, din Reon. 7 copilași au problemă cu casa. Trăiesc cu buniei. 7 copii, părinții și buniei. Într-o casă pe pământ cu 4 odăi. Am fost, i-am felicitat cu ziua familiei și am hotărât, am făcut un apel public, o să găsim bani să cumpărăm o casă în satul cel. Dar ce-i rău aici? Sau voi căutați să mă svaninați, zicem. Haideți să facem mai multe lucruri bune. În ce ține de nu mă tem să mă îmbolnăvesc? Ce ți-e dat, nu scăpi. Dacă va fi dat, sau va fi așa sortit să mă îmbolnăvesc, nu să ne îmbolnăvim. Dar poate deja m-am îmbolnăvit și a trecut. Știți câți nici n-au știut că au fost bolnavi? Eu doar v-am spus în unul din primele episoade și ați făcut și memouri diferite, rolice. Că vă spun că poate să treacă virusul prin tine și nici nu observi. Ca pe urmă toți să înțelegeți că de fapt am avut dreptate. 70-80% nici nu știu, nu au nicio simptomă. Ia ca unii colegi în conducerea ministerilor, serviciilor, stau acum cu COVID, dar ei simt bine ia ca operatori. N-au niciun fel de simptome. Pur și simplu s-au dus și au verificat pentru că cineva alături a fost testat pozitiv COVID. Așa că, cine-i dat, ce o vom obține. Ați fost testat la COVID sau nu? Am fost testat odată la COVID. Dacă asta e noutate care n-a mai fost anterior. Atunci când unii membri Consiliului Comisiei Situații Excepționale au fost testați pozitiv, evident, conform procedurii, deoarece ei au fost în același cerc, este procedură care trebuie să o respectăm toți. Atunci am achitat din cont propriu, nu din contul statului, și am făcut testul COVID, care a fost unul negativ. TV8. Cât costă o ediție? Președintele răspunde. Difuzată pe Priveschiul, băieți. Pa ce om peredace? Câți bani au fost cheltuiți pentru această emisiune de la lansare și până în prezent? Și din ce resurse este chitat acest serviciu dacă președinția nu are contract cu administratorii portalului Privesc pentru acest serviciu? Ca să cunoașteți, practic, orice eveniment public al președintelui, colegii de la Privesc eu îl transmit online, gratis, pentru că ține de evenimente de interes public. Și inclusiv emisiunea președintele răspunde. Din câte cunosc, chiar acum, online, transmite nu doar Privesc eu, transmit încă mulți la inițiativa proprie. Multe televiziuni și crezi că și lor le plătim. Eu mă bucur că această emisiune a devenit o emisiune interesantă. Și mă bucur că oamenii se uită, oamenii privesc. Sute de mii pe internet, știu cum unele televiziuni fac și noutăți. Unii mă roagă, apropo băieți, poate o facem lunea, să dăm motiv de știri pentru toată săptămâna. Sau bine, lăsăm așa vinerea. Eu cred că vinerea e bine și știți ce m-a impresionat? Am fost într-un sat, într-o localitate. Am când merg prin Raioane. Și o profesoară dintr-un sat. Într-un sat, eu credem că nici internet acolo noi. Dar eu mă duc în toate satele. În Șoldănești sunt niște sate. Te duci, tocmai pe malul Nislăcul, nu prinde. Telefonul nu prinde.
Domnul profesor îmi spunea că eu am privit în episodul cu tare, eu asta spus e că așa, așa, așa. Lumea se uită și mă bucur. Văd că unii încearcă să mă copieze. Acolo oligarhii întreabă, pățanii răspund, nu știu ce face acolo misiune. Pare că așa se numește, așa? Oligarhii moldoveni întreabă. Îmi pare cam așa. Bine că copiază. Bine că lucrurile bune iau exemplu. Aici ce mai fost? În rest, care cât costă? Da, cât costă? Că este camera, sunt întrebările, Carmena îmi smite întrebările de la voi și vă spune la întrebări. Mai mult, niciun fel de costă. Ziarul de gardă. Eu mai dat întrebări până acum ziarul de gardă? Nu mai fost? Da. Dragii mei, la ziarul de gardă. În câteva zile va avea loc prima ședință de judecată în procesul pe care l-ați intentat ziarului de gardă. În cererea de chemare în judecată ne-ați solicitat să dezmințim următoarea frază din acordul despre vacanțele dumneavoastră. Eu nu o să citesc pentru că fac publicitate, am la toate prostiile, îl consider că sunt prostii. Ce nu este corect? Anul, numele și așa mai departe. Tac, mulțumim anticipat pentru concretizarea pe care le veți face. Apropo, știți că sunteți primul șef de stat care a acționat în judecată ziarul de gardă în toți cei 16 ani de experiență. Trebuie să spuneți mulțumesc că vă fac publicitate. Și nu cer cotă din vânzări. Eu glumesc, am ușor să mă dați să faceți show-uri din aceasta. Eu am un stimă și respect deosebit față de toți colegii din mass media. Dar atunci când promovează falsuri, inclusiv despre viața familiară, evident că eu voi face tot posibil să fiți penalizați conform legii. Eu o să verific într-o zi, dacă doriți unul de următoarele epizoade, o să vă dau toate adresările în judecată, nu doar față de dumneavoastră, față de toți acei care au repartizat falsuri. Sunt 10 de adresări în judecată doar în ultimul an jumate. Și sunt deja 10 sau 5, 6, 7 decizii finale a instanțelor de judecată care dau dreptate mie. Că au fost informații eronate. De ce? Dar cum altfel cu voi să lucrăm? Cum altfel? Dacă voi tot fel de prostii publicați despre mine, despre membrii familiei, și eu, apropo, vă încurajez absolut pe toți, polițienii, toți, care văd că presa promovează fake news-uri, să adreseze instanțele de judecată. Dar altfel cum o să facem regulă? Eu nu văd altă soluție. Și nu doar presa, chiar și oponenții politici, care tot fel de bazaconii spun. Dacă este unul balabolit în fiecare seară, tot fel de prostii. Dar noi ce să facem? Stăm și le permitem? Oamenii întreabă, dacă nu răspunzi, dacă nu te adresezi în judecată, înseamnă confirm. Dar în rest, eu sunt deschis, optim, presii, orice întrebări care aveți. Eu sper că de săptămâna viitoare, dacă scoatem, începând cu ziua de astăzi, că văd că oligarhii întreabă pățanii, răspund, deja s-au pornit pe internet. Eu sper că de săptămâna viitoare o să facem răspunsuri și întrebări cu prezența fizică a jurnaliștilor, pentru că finalizăm această perioadă. Acum, stimați prieteni, haideți 25 de minute repede să răspundem la câteva întrebări, pentru că peste jumătate de oră am întrevedere cu domnul Hogan, aici la președinție. Nu știți că fac întrevederile publice, de aceea pot să spun că... Așa, Nicolae Văzdoagă, domnule președinte, spuneți-mi, vă rog frumos, persoanele care vin de peste hotare după 15, vor sta izolat acasă ori nu? Ori trebuie certificatul medical din țară de unde vine să confirme starea sănătății? Vă mulțumesc. Nicolae, chiar îți mulțumesc. Vă mulțumesc de această întrebare. Eu astăzi dimineață m-am ciocnit exact de așa o situație. Săptămâna viitoare, marți, la Minsk are loc ședința cu ședința Evrazes, Vârșii Soviet Evrazes, a Uniunii Euroasiatice. Noi suntem observatori acolo. Și domnul Lukashenko și colegii domnul Putin au hotărât să o facem prin online, adică prin teleconferință. Dar domnul Lukashenko m-a invitat separat să merg la el în vizită de lucru. Avem de deschis, acolo a fost construit un monument lui Ion Soltis, la inițiativa președintelui Republicii Moldova. Apropo, în orașul Minsk este strada Ion Soltis. Și noi trebuie să inaugurăm acest monument. Și chiar vroiam să plec duminică în vizită de lucru la Minsk, luni să fac toate evenimentele care legate de monument și altele, și marți particip la ședința aceasta a șefilor de state
Uniunii Eurasiatice. Și am întrebat-o pe doamna Dumbrăveanu, astăzi dimineața, doamna ministru, dacă plec, când revin, trebuie să stau în carantină, sau faceți vreo, pentru președinte, vreo excepție? Spus că niciun fel de excepție. Dacă plecați, veniți acasă, stați 14 zile în carantină. Altfel, penalizare. Și eu am hotărât să nu plec. Și o să facem prin teleconferință. Deci, e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. După data de 15, pentru o anumită perioadă, care nu e clar până când, se va păstra restricția impusă că trebuie să stați în carantină 14 zile. Așa cum trebuie să o facă și tot, și președintele țării inclusiv. Света Ефименко. Когда наконец откроют торговые центры, салоны, парикмахерские? Вы что, забыли об этих людях? Именно в этих заведениях нет скопления людей, и там собираются все меры, соблюдаются все меры. Светлана, насколько я понимаю, сегодня вечером в 17:00 будет заседание в правительстве чрезвычайной комиссии или комиссии по здравоохранению. Она сейчас меняет формат, название, потому что сегодня заканчивается чрезвычайная ситуация в Молдове, которая была принята решение парламентом в марте этого года. И, насколько я знаю, будут приняты некоторые решения по послаблению. И, насколько я понимаю, возможно, с завтрашнего дня все, что касается вот парикмахерских, скорее всего, откроют. Еще раз, это решение будет принято сегодня, и об этом премьер-министр скажет вечером в 18:30 после заседания правительства. То, что касается других там салоны, торговые центры, спортзалы, меня очень многие спрашивают, когда спортзалы? Я сам ходил в спортзал каждые два дня, ну, в нормальном режиме. Я тоже хочу, чтобы побыстрее открыли спортзал. Ну, делаю каждое утро там, отжимания для того, чтобы сохранять себя в форме. Но я тоже хочу, чтобы побыстрее были открыты все эти залы, торговые центры и так далее. Но все зависит от того, если нам ситуация позволит. Вы видите, что ситуация непростая. Вы знаете, что некоторые страны, к примеру, там, та же Франция, продлила полный карантин до 20 или до 22 июля. Большинство стран продлили. Мы сняли некоторые ограничения. Нас уже кто-то критикует, зачем мы позволили работать рынком и так далее. Но мы понимаем, что если мы не откроем рынки, мы не откроем другие места, то людям просто нужно где-то работать, нужно зарабатывать для того, чтобы кормить свои семьи. Потому что те деньги, которые дают правительство, эти 2775 лет, не важны, но этого не хватает. Это минимальный. Кстати, 2775 лей получили уже более 25 тысяч человек в Молдове. Более 25 тысяч человек получили вот эту помощь, которая была принята по нашей инициативе, включая 10 или 15 тысяч патентодержателей. Кстати, для патентодержателей, вот сегодня, вчера я был в районах, поднимали, может быть, стоит, потому что рынки не работают, и вот эти два месяца рынки не работали, а они должны платить местный налог за, вот, за то, что у них место на рынке. Нужно будет подумать, может быть, здесь тоже им помочь. Поэтому, Светлана, с завтрашнего дня, надеюсь, парикмахерские будут открыты. Посмотрим дальше. Илья Чинуша. Ацанусатка, ведь спарчипало эмиссию Нила Прайм ТВ. Дарапоэт Штерс анонсу. Я деврак плохотнюк, я интересен эмиссию Нила. Илья, Януш чиня интересес. Бэт Курмарица. Традивера, сара, трабес спарчипало доушуну трезечла эмиссию Нила Прайм. Ярам пригатит. Шлаурли, новый спуск, я Рамайченко, Пшеница, его спуск, что здесь. Мой контактат, что у меня спуск, один консидерент техничи. Все амыны, все анулязы, а часто эмиссию не лапрайм ТВ. Ее регретка, но вот лог. А часто дискуссии, ну что, инфлюенсаты, дичь не вас, а лучше вас, а пот ли у арстеру камера, кол, чинишь. Ну ли арс камер? А это кого активаду пати? Ну, на самом деле, луалчинева, алчева, юарс. Ну что, я дат плохотнюк фоксов, щинсус, он уж тщини. Да, расара лапрайм ТВ, но он нажимс. А пропон лигатуру квачасна. Хади с фачмаша. Я уж тюку не спунка, дичину вин. Я как ума есть из зечи трейзашно. Зечи патру зечи. А чел организатор демиссиони для телевизиони, кари примус крии месаж. Я как ума комментарио. Ла лайв у меня депе фейсбук. Йосып на витуар вин ла миссиони. Время пошло.
Зечеш патру зечеш. Чел кари примус крие. Воск козер тарис и грозия, говоря свин ладенсу. Ну, чини. Чини примус крие, лачела с моим тари фачем эмиссионе примон. Урмарит, что сам спонит зворок. Чини аскрис, капал нас, что эмиссионе спонит. Чини приму. Будет ацин комментарий? Колечи. Окей. Людмила Лазу. Дечену дозвое с активизе ресторантели и кофенели. Депечин спешимай. Dar ați aminat pe 1 iunie. S-a vorbit doar că de pe 15 mai se termină starea de urgență. Doamna Ludmila, eu pot să vă asigur că nu a fost luată decizia când se deschide Horeca, adică restaurantele. Decizia cei care ieri a fost promovată masiv în internet, ea nu corespunde realității. Este fake news. Deciziile oficiale a guvernului sunt pe site-ul guvernului. Eu am înțeles că ieri, nu știu cine a aruncat în internet o hotărâre, tipă hotărâre a Comisiei Situații Excepționale, unde au spus când și ce se deschide. Adică ce scot restricțiile. Ea nu este hotărârea oficială. Adică este un fals. Care ieri a fost promovat masiv și am văzut unii și noutăți au făcut azi dimineață și aseară o mulțime. Nu este așa hotărâre. Când și ce se permite sau nu se permite. Decizia în acest sens va fi luată astăzi seara și va fi anunțată de prim-ministru la orele 18:30. Când se deschide Horeca? Acum sau mai târziu? Sau mai departe? O să vedem. Dar decizia în acest sens nu este luată. Cristina Ionescu, domnule Dodon, când dați voie la străini să intre la noi în țară? Cristina, cel mai probabil vor mai fi menținute restricțiile pentru străini. Așa cum o fac toate țările. Pentru că chiar dacă nu avem prea multe surse din import, și într-adevăr ele nu sunt atât de multe, dar riscul persistă. De aceea, pentru o anumită perioadă, intrarea străinilor va fi restricționată. Budeanu Anatolie, se începe reparația drumurilor Ratuș Sângerei. Anatolie, trebuie să verific. Dacă era prevăzut din creditul rusesc, atunci spuneți bodaprostele ăștia de pe dreapta care l-au anulat. Eu pot să vă asigur că reparația drumurilor sau proiectul Drumuri Bune pentru Toți, câte 1 milion pentru fiecare sat, el va merge mai departe. În ceea ce ține de alte drumuri, dar probabil aceasta este din acea categorie care trebuia să fie finanțată de Federația Rusă. Eu o să verific și o să scriu. Chiar o să fac o postare, eu să rog colegii de la guvern să facă o informație ce drumuri urmeau să fie finanțate din creditul rusesc și care nu vor fi finanțate. Ca oamenii să știe cine sunt eroii care v-au lăsat fără drumuri în acest an. Tom Dintiu, când se deschid școlile auto pentru examene, pentru permisul de conducere? Tom, nu o să răspund la această întrebare pentru că chiar nu știu. Acum nu pot să vă spun. O să verific și o să vă spun. Colюн, ce за развод со статистикой на выходные 65-75 заболевших на следующий день 250. Коля, никто никого не разводит. Просто обычно на выходных меньше людей обращается к докторам. Ну все сейчас по шашлыкам и так далее. И даже те с симптомами не обращаются. Поэтому субботу, воскресенье мало людей обращается к докторам. А понедельник обычно приходит в себя после бурных выходных и чувствует себя плохо, идут, и вот у них появляется коронавирус. Поэтому если вы увидите, обычно пятница, суббота, воскресенье идет вниз, в понедельник, к сожалению, у нас рост. Почему было 250 вот на следующий или в понедельник, или во вторник? Потому что у нас было 2 очага больших. Эти 2 очага в одном селе в Саровском районе, наверняка уже слышали, еще один очаг, еще в Приднестровье, вот вместе вот эти 2 очага дали более 100 случаев из 250. Когда очаг, мы делаем массовое тестирование. Помните, мы в начале апреля, в конце марта мы делали в день по 200, 300, 400 тестов, не больше. Сейчас мы делаем каждый день более 1000 тестов. И как я уже сказал позавчера, у нас сейчас в наличии более 80 тысяч тестов в Молдове, в резерве, и мы будем продолжать массовое тестирование по очагам в Хокаре. Поэтому и получилось, что выходные вниз. Серджио, так, где партия?
Шалпук Дорина. Декен се редескит централи де дезволтари ши градници привати. Аколо унде număr де копии ши персонал е мик. Doamna Dorina, nu putem deschide doar privat și nu deschidem de stat. Dacă o să mergem la deschiderea grădinițelor, trebuie să deschidem pe toți. Pe toți. Pentru ca copiii să meargă la grădiniță, iar părinții să poată merge la lucru. Deci, la această etapă, după cum am informat, decizia de deschiderea grădinițelor încă nu a fost luată și vom vedea care va fi dinamica în perioada ulterioară. Eu sper foarte mult când în câteva săptămâni vom reveni la acest subiect. Sergiu Marian, care este situația cu căminile studențești? Avem nevoie de acces în ele pentru că de luni se începe lucru. Vă rog frumos să răspundeți. Păi căminile studențești sunt pentru studenți. Sau probabil unii iau în chirie acolo. Haideți, Sergiu, eu o să verific cu colegii și probabil să uită consilierii mei acum. Domnul Popovici, vă rog să verificați ce se întâmplă cu căminile și accesul în cămine pentru cei care nu sunt studenți, dar au luat închirie acolo și stau în cămine pentru a activa în municipiul Chișinău sau în alte localități. Tina Birikova, rânki откройте, люди больше не выдерживают. Diana, мы открыли рынки по всем районам центра, за исключением некоторых районов, где есть очаги, вот в Бессарабке я был позавчера, там пока еще закрыт, сегодня они будут собираться и принимать решение. В Чемишли был закрыт, потому что был очаг рядом из Бессарабки, были риски, чтобы в Чемишли не возникла большая эпидемия. Кстати, в Чемишли еще не было, насколько я понимаю, не было случаев ковида. Поэтому рынки по районам мы открыли, по муниципиям еще не были открыты, будем принимать в течение этих дней решения и по Кишневу, по Бельцам. Может быть, выход будет для Кишнева открыть сначала маленькие рынки. Вот мне написали сегодня, что давайте, понятно, что большие рынки там как муравейники. Но, может быть, есть смысл маленькие рынки открывать. Мы это рассмотрим, посоветуемся с докторами и примем решение. Александр Якимчук, здравствуйте, может, стоит вернуться к вопросу количества депутатов в парламенте со 101 к 51? Александр, я полностью поддерживаю эту идею. Я выходил с инициативой о том, чтобы депутата было 61. И есть аргументация, почему. Потому что 101 депутат было при населении 4,5 миллиона, сейчас население более 3 миллионов. Одна треть населения, или Молдова, стала на 1,5 миллиона человек меньше. Если 1,5 миллиона человек меньше, 1/3, то тогда нужно и начальника минимум на 1/3 сделать меньше. Зачем тратить столько денег? Поэтому я эту идею поддерживаю, но для этого нужно менять конституцию. А чтобы поменять конституцию, нужно иметь 67 мандатов в парламенте Республики Молдова. У нас сейчас 54 вместе с партнерами по коалиции. Мы рассматриваем возможность выйти с конституционным референдумом. В этом случае не нужно 67. Конституционный референдум принять народом, это прямой закон, прямое изменение, идти вперед. Мы рассматриваем такую идею, посмотрим, стоит ли в этом году все вместе с президентскими, или, может быть, сразу после президентских. И это касается и других изменений в Конституцию. Я как-то говорил, что у нас такие идеи есть. Тина Балтага, анулац финансаря, партид лордин бюджет. Plus депутации сайбом саларий медиу децар. Даротунчо саведен депутации кари ворс лукреза пентру попор. Doamna Baltaga, sunt de acord că trebuie în aceste situații de pandemie de micșorat cheltuielile pe deputați și pe alți funcționari. Vreau să vă spun că din toate partidele noi am modificat legea, apropo, care permite partidelor să transfere banii care vin din buget de stat pentru lupta cu pandemie. Anterior nu se permitea. Banii pe finanțare trebuie să îi utilizeze doar pentru finanțarea partidului. În caz contrar, partidul putea să fie penalizat. Noi am modificat legea la inițiativa deputaților noștri ca să permită partidelor, dacă ei decid că banii respectiv să-i dea pentru lupta cu coronavirusul, să-i dea. Știți cine a dat? Ia ca din toate partidele care sunt în Parlament. Doar Partidul Socialiștilor. Partidul Socialiștilor s-a refuzat complet de finanțare de la bugetul de stat și toți banii ăștia i-a transferat pentru lupta cu coronavirusul. Restul niciun partid lucru s-a făcut. Așa că partidele pot să facă acest pas, dacă ar avea soveste. În ceea ce ține de salariul mediu pe țară pentru deputați, noi examinăm, eu nu vreau să sperie pe nimeni, noi examinăm acum un proiect
prin care, în situații de criză, să înghețăm salariile mai mari de o anumită sumă. La fel ca și pensiile. Mai mult de 5-6-7 mii de lei pensiile. Lasă, la oameni primesc 1.500-2.000. Hai să avem grijă în primul rând de ei. Restul să le înghețăm și când să fie timp mai bun, atunci o să le dăm. Poate și la salarii. Noi examinăm o astfel de situație, încă decizia nu am luat-o. Алексей Перванчук. Игорь Николаевич, вопрос от всей фитнес-отрасли. Когда откроют фитнес и спортклубы? Мы укрепляем иммунитет и вносим вклад в укрепление здоровья нации. Алексей, я полностью согласен. Мы вместе укрепляли иммунитет. И мой тоже, потому что я, как я говорил, 3 раза в неделю ходил в спортзал. Посоветуемся с докторами. Я за то, чтобы открыть как можно быстрее. Буду настаивать именно на это. Посмотрим, что скажут сегодня доктора. Igor Surdu, bună dimineața, stimate domnule președinte, ce s-a decis cu bacalaureatul? Dacă am fost sesiunea 2018-2019 și am dat în anul acesta 3 examene din 4, iar un obiect a rămas pe notă negativă. Noi tot rămânem pentru 2021, menționez că am scris cerere de a repeta examenul în sesiunea 2020, încă din ianuarie. Nu cred că ar fi corect să se amâne în 2021 dacă așa va fi decis. Noi totuși ne-am pregătit. Mulțumesc anticipat. Igor, într-adevăr, este această problemă. Am fost contactat și de mai mulți tineri care m-au rugat că să găsim o soluție pentru cei care vor să dea examenul care nu au reușit să-l dea în anul trecut. Eu cred că noi vom găsi o soluție. Nu putem să ne permitem ca voi să pierdeți încă un an de zile din cauza că în acest an avem această pandemie. O să găsim o soluție, discutăm cu colegii de la Ministerul Educației pentru a vedea ce soluție vă propunem în următoarele zile. Pentru ceilalți cunoașteți că s-a luat decizia ca în acest an bacalaureatul să nu fie susținut, a fost anulat și se va lua media pe ultimii ani. Eu să știți poziția mea, eu cu această poziție am mers în anii precedenți, eu consider că bacalaureatul nu trebuie să fie obligatoriu în Republica Moldova, dar trebuie să fie la alegere. Și poate în aceste condiții ar fi bine să revenim la această idee. Ca copiii să aleagă, tinerii să aleagă. Mergem cu bacalaureat la toți sau mai bine? Cine îi trebuie bacalaureat să ducă în altă țară la studii? Lasă-o să iei bacalaureat. Restul să facem media și le permitem la toți să finalizeze anul de studii. Лесюшова, спасите туризм, где ваша поддержка? Мы остались без работы и средств существования. Госпожа Лесюшана, я вчера обсуждал с премьер-министром, наши депутаты из парламента зарегистрировали законодательную инициативу, согласно которой будет оказана поддержка сектору туризма. Речь идет вот о тех выплатах, которые вы перечислили в Грецию или в Болгарию, а в Греции или Болгарии или в других странах было принято решение, что эти деньги не возвращаются в течение 1,5 года, что они реэшелонируются, то есть остаются у туроператоров в счет следующих возможных туристических поездок. Вчера такой законопроект в Молдове был зарегистрирован, и я думаю, что в ближайшее время он будет проголосован для того, чтобы оказать поддержку всем. Тогда будет возможность выбора. И у клиентов, с одной стороны, и у туристических компаний. Мамалига Сергей, să nu acceptați legea cu vaccinare obligatorie prin care vor să ne omoare globaliștii. Sergei, dumneavoastră îmi scrie în fiecare zi mesaje. Ba cu 5G, ba cu... E clar că nu pot să impui oamenilor ceea ce îmi doresc. Cu deasâla nu pot să impui nimănui nimic. Pot să iei cu deasâla, dar să impui forțat nu poți. Deci eu nu cred că astfel de legi vor fi cu obligatoriu, vaccinări și așa mai departe. Oamenii să aleagă. Sandu Taniușa. Domn președinte, poate să se găsește o altă piață pentru vânzători de legume și fructe din piața centrală. Oamenii au nevoie să cumpere mai multe produse autohtone. Taniușa, Sandu, sunt de acord că trebuie să găsim o soluție. Pentru că la piață tot timpul, în primul rând, produsele sunt mai proaspete și deseori sunt mai ieftine ca în supermarketuri. Pe de o parte, este o posibilitate și pentru producătorii autohtoni să-și vândă mărfurile. Pentru că să ne merești într-un centru comercial, într-o rețea de comerț, e foarte dificil. Eu am avut întrederi cu producătorii care spun că să intre într-o, nu o să dau denumire la centrele mari, e foarte dificil cu producția sa. Dar la piață fiecare reușește și o produs. Și pe de o parte, pentru producător e bine, pentru că el vinde produsul său la un preț mai bun. Și pentru consumator e bine.
Pentru că are acces la produse proaspete. De ce? Eu cred că vom găsi o soluție. Eu chiar astăzi seara am o întrevedere după orele țărici, la vreo orele 18, l-am invitat, l-am rugat să vină domnul primar general, domnul Cioban, care, apropo, face treabă. Dacă chiar o să vă rog să dați o apreciere. Mi se pare că în municipiul Chișinău lucrurile se mișcă bine. Binișor, așa. E clar că se poate, toți vor mai bine. Dar eu văd că se face ordine, se face reparații, se face regulă prin parcuri. Acum am înțeles că de comun și cu partenerii de dreapta vor lua decizia să înnoiască parcul de autobuse, ceea ce este o decizie foarte bună. Și lucrurile se mișcă înainte. Dar asta se întâmplă doar datorită primarului general, care a mai lăsat luptele geopolitice, ceea ce face corect. Nu se rup luptă cu nemții sau cu ruși. El se ocupă de problemele Chișinău. Apropo, poate să facem, colegi, una din emisiunile următoare și le răspundem împreună cu primarul, ducem la dânsul la primărie și vedem toate proiectele care le-au făcut. Păi ne gândim împreună. Deci, la întrebarea dumneavoastră, Stăniușa, o să discut cu domnul primar, vedem ce facem cu piețele. Eu sunt de acord că trebuie să dăm posibilitate oamenilor să lucreze, dar cu respectarea măsurilor respective. Fania Postică, ați mai zis că creditele nu vor crește penalități, pe când creditorii sună și zic de penalități. Domnul sau doamna Postică, eu știu care e situația în sistem bancar, am avut întrevederi săptămâna curentă. Noi mâine dimineață o să avem o întrevedere cu domnul prim-ministru și cu doamna Greceanu, probabil și ministrul finanțelor, pentru a examina ce putem să facem suplimentar în această privință. Probabil penalitățile și ce vorbiți dumneavoastră referă în mare parte nu atât la bănci cât la organizațiile de microfinanțare. Pentru că noi am venit cu suport acoperirea dobânzilor pentru credite, dar atunci când s-a aprobat această lege a fost fără organizațiile de microfinanțare. Eu cred că mâine o să discutăm cu colegii de la guvern și probabil săptămâna viitoare o să venim cu un nou pachet pentru susținerea agenților economici și oamenilor în situația de criză. Dar încă o dată, mâine discutăm detaliile. Cunoașteți că eu am avut 12 întrevederi cu toate asociațiile de business din Republica Moldova. Am colectat de la ei propunerile. Vreau mâine să le discut cu colegii de la guvern și poate săptămâna viitoare cu unele dintre ele deja să-i venim ca inițiative legislative. Наталья Баканаро. Скажите, пожалуйста, когда откроются театры, кино, концертные залы и фитнес-клубы? Наталья, я понимаю, что не только рынками нужно и другая пища, я имею в виду, нужно и культурные мероприятия. Скорее всего, с завтрашнего дня не откроют. Будем обсуждать с коллегами правительства, будем принимать решения. По мере того, как ситуация будет улучшаться, будем некоторые ограничения снимать. Елена Жордан, домнули аэропорту, кем вафи редискис? Дамна Жордан, аэропорт, акума, ну, есть дамна Жордан, остальное депутату Жордан, чинякол, директор ла. Cred că deputatul ăsta de la Șor scrie, acela tot e Jordan, dar scrie Elena. Ei vor și duty-free-urile să le deschidem. Dar pe duty-free-uri, schemele și așa mai departe. Nu, duty-free-urile nu o să lucreze de grabă. Mai stați-o lec, nu o să fie nimic. Aeroportul e deschis acum, lucrează, charterele zboară, ceea ce e autorizat. Dar cursele curente, adică ceea ce nu o să deschidem până când nu o să fie scoasă restricții și de alte țări. Care este sensul noi să deschidem sau să scoatem restricția pentru zborurile Chișinău-Italia, dacă în Italia e în carantin și nu dau voie să deculeze și să vină cursele regulare? De ce? Atunci când vor fi scoase restricțiile din partea altor țări, atunci vom scoate și din partea noastră. Roman, răspundeți, unde e miliardul? Roman, miliardul în mare parte în afara țării. V-am venit cu unele detalii ieri că procuratura se mișcă și se mișcă bine în această direcție. 80% din bani au trecut prin băncile din Letonia și acum se depune eforturi pentru a crea grupuri comune de anchetă între Republica Moldova și Letonia. Apropo, ultimii 5 ani nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Cel mai probabil luni eu am avut o discuție cu președintele Letoniei în Dumont, luni voi face o scrisoare oficială președintele Letoniei ca să-l rog să nu fie blocaj din partea anchetătorilor de acolo, pentru că noștri au depus niște eforturi și încă nu au răspuns din partea aceea. De ce o parte din bani care au fost în interiorul țării sunt blocate active de câteva miliarde de lei, sunt și unele instituții bancare care au fost implicate în aceste scheme.
Este conducerea, fosta conducere a Băncii Naționale și unii din actuala conducere. De ce acest procuror, eu sunt ferm convins că va ajunge și va dezlega acest nod. Alții nu au făcut nimic până acum. Cătălina Sikorski, de ce dumneavoastră puteți trece hotarul, dar cetățenii nu? Avem aceleași drepturi. Cătălina, unde a trecut hotarul? Dar până nu mă duc la Lukashenko. Parcă v-am spus că nu mă duc. Nu mă duc pentru că nu-ți permite. Cătălina, dar dumitale, dacă vrei să pleci din țară, nu-i problemă. Fiecare poate să pleci. Noi la ieșire nu avem restricții. Nici la intrare nu avem restricții pentru cetățenii Republicii Moldova. Deci orice cetățean al Republicii Moldova, dacă dorește să plece sau să intre în țară, el este, nu nicio restricție. Cu charterul sau cu automobilul sau cum veniți, nu nicio problemă. Dar în ce țin de plecarea mea peste hotare, cum am menționat, trebuia să plec în viitoare, dar am anulat această deplasare. Eugen Durbală, Unimedia, primul realizator la emisiunii care a scris comentariu. Eugen, dar eu la voi am fost la Unimedia. Dacă să mă duc încă o dată, iară să spuneți că am cumpărat Unimedia. Mai este cineva, vedeți, poate mă... Ok. Discutăm. Înseamnă că Lorena s-a uitat la emisiune? Interesant. Lorena, vă uitați acum în direct? Dacă o să vă purtați ca dată trecută, ne mai gândim dacă vedem sau nu. Dacă facem o emisiune deschisă, normală, eu doar nu vin la anchetă la procuror. Dacă vreți să avem dialog, poftim, să înaintoare facem emisiune. Venim. Discuție. Dar nu show de prost gust. De aceea poftim, săptămâna viitoare eu sunt gata să merg la ProTV, pentru că la Unimedia am fost deja. Lorena, poftim, o să vin, discutăm, sper că fără show-uri. Oleg Curbet, Igor Nicolae, ce facem cu petrecerile, cu nunți, botezuri și altele? Viața merge înainte. Noi toți înțelegem că pandemia, vaina vainoi, dar oamenii sunt soară. Dacă eu am fost la maternitate, când am fost în ziua aceea, 11 copii s-au născut. Viața merge înainte. Și noi nu putem stopa aceste evenimente care sunt tradiționale în Republica Moldova. Evident, cu unele restricții, cum am spus, până la 50 de persoane, eu cred că aceste evenimente vor avea loc. Dar, cum am spus, moldovenii la noi sunt tare malăță, găsesc ieșări din orice situație. A să facă nunta de 150 de oameni la 3 etaje și a să spui la poliție, dar care e problema? 50 la primul, 50 la toți. Eu nu vă dau sfaturi, dar eu cred că vor fi depășite unele lucruri, dar trebuie foarte atenți, că să nu avem după aceasta explozie de pandemie. Curbet probabil este cel care cântă. Eu cred că și artiștii au probleme în perioada asta. Silvia Ciobanu. Bună ziua, stimat domn președinte Igor Dodon. Puneți, vă rog, când vor activa cabinetele stomatologice. Într-adevăr, doamna Ciobanu, este o problemă mare în ceea ce ține de serviciile medicale care au fost sistate pe această perioadă. Eu sper foarte mult că colegii de la guvern vor lua decizii ca în următoarele zile să fie redeschise, pentru că e vorba de necesități curente. Tot ceea ce ține de stomatologie sunt necesități curente a oamenilor care trebuie să adreseze și trebuie să le asigurăm, evident, cu respectarea tuturor măsurilor. Rabin Istrate, mai avem nevoie de poliță când intrăm în țară pe timp scurt? Domnul Istrate, această hotărâre încă este în vigoare și de aceea vă rog să fiți înțelegători și să contribuim cu toții la sistemul medical din Republica Moldova. Иван Бочев, господин президент, доброе утро. Много гуманитарной помощи пришло, а вот в аптеках маски стоят 10 лей, как пенсионерам, инвалидам быть. Господин Бочев, мы всю гуманитарную помощь раздаем по больницам, то есть она не на продажу. Мы поговорили с текстильной промышленностью, с легкой промышленностью Республики Молдова, мы уже начали активно производить маски в Республике Молдова. Я надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся к тем ценам, которые были ну, до кризиса или там, разумных примерах, разумных пределах. Я думаю, что на такие товары государство, правительство должно внести регламентируемые цены, чтобы не было спекуляций. Поэтому этим вопросом будет заниматься правительство и сделаем все возможное для того, чтобы были ну, нормальные цены. Елена Жартан. Чейку, зарвак, а часто контейнер чинжи, ламуриц, ламинацма. Дом Жордан, ну есть в Молдове сервичу чинжи.
Eu cred că e mai multă panică la acest capitol, pentru că orice serviciu, el, dacă apare, scoate la vânzare, se procură să dau bani în buget și așa mai departe. În primul rând, nu sunt așa servicii în Republica Moldova. Eu am întrebat de ANRCTI, de Agenția Națională de Reglementare în Telecomunicații. În Moldova acest serviciu încă nu este. Dacă se va ajunge la o anumită etapă că să implementăm ceva de tipul ăsta, atunci, evident, vor fi făcute toate investigațiile de rigoare în ceea ce sunt de sănătate populației, avem nevoie sau nu avem. Însă, la moment, oficial, în Republica Moldova, vă spun poziția organelor de reglementare, noi nu avem așa servicii în țară. Cistecovi Vecislav, spuneți, vă rog, de ce bătrânii, de ce bătrânii nu se pot adresa la medici, nu vor să-i primească chiar dacă și nu au COVID? Domn Vecislav, probabil vă referiți la adresările la medic curente, pentru că marea majoritate a spitalelor au fost luată decizia că, în afară de urgențe, toate serviciile medicale planificate din timp, ele au fost sistate în perioada de COVID. Adică, așa să înțelegeți, în toate spitalele, sunt spitale care sunt COVID, adică acolo sunt pacienți COVID, sau spitale fără COVID, primesc doar urgențele. Stare de urgență, doamne ferește, s-a rupt un picior sau ceva, urgență, are nevoie de operație. Dar cele planificate, pentru că sunt servicii medicale planificate, că e venit rândul să facă o procedură, acestea au fost sistate pe perioada de urgență. Perioada de urgență se finalizează astăzi, colegii din Ministerul Sănătății trebuie să ia decizii cum se va proceda mai departe. Lidia Tănase, vă rog, scoateți restricțiile pentru toate bisericile. Doamna Lidia, s-a permis, începând cu ziua de duminică, să fie organizate servicii divine în biserici, în cursurile bisericilor. Eu personal am fost la două biserici, o biserică și o mănăstire în ziua de duminică. Am fost aici în Chișinău și am fost la mănăstirea Curchi. Deci, în curțile bisericilor s-a permis. Eu sper că în timp apropiat vor fi scoate și celelalte restricții pentru ca să fie și în interior aceste servicii divine, care suntem în țară creștină și eu consider că tot ce este de biserică ortodoxă este unul din pilonii statalității Republicii Moldova. Aceasta ne face mai puternici. Și datorită bisericii, datorită credinței, noi am trecut peste foarte multe provocări. Și vom trece și peste această pandemie. Anume datorită, pe de o parte, măsurilor întreprinse de autorități, dar și datorită credinței noastre ortodoxe. Sergiu Cerempei, domnul președinte, unde e logica? Când au fost 3 cazuri de coronavirus în martie, ați spus stare de urgență, acum când sunt 5.000, scoateți oamenii la lucru. Domnul Sergiu, a fost incluse atunci stare de urgență, pentru că eram în pandemie, eram în creștere și noi am spus că noi dacă nu punem atunci restricții, noi acum aveam nu 5.000 de cazuri activi, apropo, sunt vreo 2.500 doar, pentru că sunt mulți care s-au recuperat. Nu avem 5.000, avem 30.000. Restricțiile au fost impuse la timp. Acum am trecut, am ieșit pe pic, pe vârf și situația se gestionează. Nu poți să ții oameni în casă un an de zile. În afară de faptul că trebuie oamenii ăștia cu ceva asigurați, trebuie hrană, trebuie mai multe lucruri. Statul trebuie să aibă grijă în situație de criză economică. Pe de altă parte, chiar și nu-i corect să ții oamenii cu copii mici în patru pereți, să ții mai mult timp, 2 luni stau în casă unii. Unii chiar nu au ieșit 2 luni din casă. De aceea trebuie să le permitem. Pe de altă parte, e perioada estivală. Medicii spun că perioada estivală o să trece mai ușor, pentru că nu este și gripa care de obicei e sezonieră. Acum gripa sezonieră nu este. Noi înțelegem că vine cel mai probabil al doilea val în toamnă. Și asta o spun toți, nu doar în Republica Moldova, în toate țările spun că în toamnă vom avea încă un val destul de mare. Dar acum, la această etapă, au fost scoase unele restricții, atât din punct de vedere a relansării activității economice și sociale, cât și din punct de vedere a asigurării activităților pentru oameni, să mai iasă din casă. Deci eu consider că decizia este corectă la această etapă. Riscuri sunt. Dar trebuie să gestionăm aceste riscuri și depinde și de fiecare în parte, inclusiv de către dumneavoastră, cum vom respecta aceste recomandări ale medicilor. Regina Alexandru, scoateți restricțiile la mașini cu numerele străine de la 6 luni.
не лимитат шрифтинита винета, шасовина мулц банин цар. Александр, да кнос кватим рестриксили ла машиннику номер стрини. Цар отнош ла бюджет, но совем инкасери абсолютно немик. Pentru că cei care, atunci care e sensul să cumpere un automobil în Republica Moldova? Să înregistrezi într-o țară undeva, impozitele se plătesc acolo și atunci în țară ce rămâne? Deci ești fost pus restricțiile, 6 luni, 6 luni, tu ai intrat în țară, te-ai plimbat pe aici, după ieși. Sau ieși, plătești aici accizele, impozitele și mă scrie pe tine. Eu cred că e logic lucrul ăsta. Și așa fac toate țările. Este o anumită perioadă pentru numeri străini. Lorena, Lorena, bună seara, sau bună ziua. Domnule președinte, vă așteptăm joi, 21 mai, o zi bună. Să mă duc, Carmen. Irina, când se deschide frontiera cu Transnistria? Irina, din partea noastră frontiera nu este închisă. Frontiera din partea noastră nu este închisă. Și nici nu este frontieră. Dar autoritățile nerecunoscute de stânga Nistru au impus unele restricții cu regret și au pus aceste posturi ilegale care eu consider că trebuie să fie scoase. Deci eu sper foarte mult că în timp apropiat vom găsi și un compromis, o soluție în acest sens. Stimați prieteni, aceasta a fost, da? Nu mai sunt? Sau voi nu vreți să mai dați întrebări? Adică aceleași întrebări la care am răspuns până acum. Eu vă mulțumesc, stimați prieteni, pentru întrebările care le-ați acordat. Vreau încă o dată să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi, care este Ziua Internațională a Familiei. Vă propun să, chiar acum să luați telefoanele, să contactați mamele, să contactați soțiile, să contactați tații, soții, bărbații azi seara acasă numai decât cu un buchet de flori. Nu știu, sper că soția nu se uite să-i fac surpriz. Eu o să vin acasă, fac un selfie și vă arăt că eu am îndeplinit această recomandare președintelor Republicii Moldova. Sper că o faceți și dumneavoastră. Haideți să facem un flash mob astăzi. Știu că florile nu se vând, că sunt închise, dar opriți undeva, găsiți o floare, două, trei, vă duceți acasă seara, bărbați, sărutați soția, faceți un selfie și apăsați pe rețele de socializare. În ziua familiei, faceți ceva frumos, sentimente plăcute celor apropiați. Încă o dată, felicitări. Succes și sănătate și cu Doamne ajută. Vom trece peste toate provocările. Totul va fi bine. Mulțumim!